Că urmează o săptămână foarte atrăgătoare. Cel puțin din punctul de vedere al astrologiei, rămâne de văzut din alte puncte de vedere, dar atunci când mă uit pe lista de aspecte, cel puțin două dintre ele sunt unele pe placul nostru. Știi cum e? Da, știi cum e? Teoria, teoria, practica, da. Chiar și așa, e una dintre acele săptămâni în care cred că ar trebui să vedem jumătatea plină a paharului, indiferent de ce se întâmplă în viața noastră. Adevărat. Ne despărțim, ne îmbolnăvim, probleme cu banii, ne certăm cu rudele, se mai îmbolnăvește cineva în jurul nostru, cu toții le avem. Nu cred că există un om fericit 100%, cel puțin de când m-am apucat de astrologie, sunt ferm convinsă că nu mai există oameni fericiți așa cum am crede și cum am visat noi. Și chiar dacă își expun, iată, pe Facebook sau pe alte rețele sociale sau în alte zone și expun, totul e bine, totul merge minunat, uite pozele din vacanță, uite cu copiii, ce am făcut, ce am dres, vă garantez eu că în spatele acelor poze care arată într-un mare fel se ascunde cu totul și cu totul altceva. Deci, chiar dacă, da, avem evenimentele acestea, avem tendința de a înfrumuseța, da, mai degrabă aș vrea să înfrumusețăm în sufletul nostru decât să înfrumusețăm pe rețele sociale săptămâna viitoare, sunt câteva aspecte care ne ajută, după cum spuneam, să vedem jumătatea plină a paharului, să vedem, în ciuda tuturor, da, atât pe plan individual cât și mondial, totuși să regăsim și partea aceea din viață care este bună, da, că victimizarea nu ne ajută la nimic. Victimizarea nu face decât să ne țină pe loc și are și ea rolul, e nevoie să o avem în calcul, da? Să o avem în vedere o perioadă, dar să nu se prelungească. Da? Și cu cât stăm mai mult cu ea pe umeri, da? Cu atât nu vom avea și un îngeraș și un drăgușor, vom avea doi drăgușori pe umeri. Așa că hai să ne uităm la cine rezervă astrele și să încercăm să le ascultăm sfaturile săptămâna viitoare. Bun, pe 8 octombrie, ce credeți, Venus face un trigon cu Marte. În teoria astrologică, acesta este unul dintre cele mai bune aspecte pe care le poți avea, mai ales în ceea ce privește zona amoroasă. Da, de exemplu, într-o sinastrie. Sinastria este una dintre tehnicile de compatibilitate astrologică. Da? Adică iei harta astrologică, astrogramă unei persoane și astrogramă celelalte persoane și le compari. Și momentul în care, între Venus și Marte, că să ne imaginăm că cineva are Venus într-un semn prielnic unui trigon cu Marte din cealaltă hartă. De cele mai multe ori e bine ca Venusul din harta femeii să fie în trigon cu Martele din harta bărbatului, dar se poate și invers, da? Deci când avem acest trigon Venus-Marte, iată, iubirea și pasiunea se îmbină într-un mod armonios. Și pentru că vorbim de un aspect pe semne de apă, Venus este în Scorpion, Marte este, iată, în Rac. Cumva emoțiile se manifestă altfel, chimia dintre oameni, apropierea dintre ei și din totdeauna am crezut că un trigon trebuie pus la muncă. Adică dacă știi că există acest trigon, domnule, să-l iei și să încerci să creezi ceva cu el.